Salut lume, eu sunt Sabin de la tutoriale InfoPCHQ și astăzi vă voi prezenta cum puteți crea sau redimensiona o partiție. Pentru început vom intra pe site-ul oficial de la OMA Assistant Partitioner. Eu vă voi lăsa link-ul în descriere. Aici vom avea două opțiuni disponibile: Not OMA PA Standard și Upgrade OMA PA Standard. Upgrade-ul ne va costa bani, dar această versiune standard de descărcat este și completă și nu este. De obicei ar fi costat în jur de 40 de dolari. Este o ofertă de la ei. Apoi, după ce ați selectat butonul download, vom fi trimis pe pagina download.com. De aici îl vom descărca. Apoi ne va apărea să-l salvăm. După ce l-am salvat, îl vom executa. Vom apăsa butonul OK, apoi butonul Next, apoi ne va apărea că avem o altă versiune de AOME Partition Assistant instalată. Vom apăsa pe butonul Yes pentru că dorim să o dezinstalăm. Apoi ne va mai întreba încă o dată pentru a fi siguri. Acum se deinstalează. După ce se a dezinstalat, ne apare o casetă care ne zice că a fost efectuat cu succes. Apoi vom apăsa pe butonul Next din nou și aici acceptăm licența. I accept the agreement. Next. Next. Aici vom selecta unde dorim noi să se instaleze. Eu vă lăsa aici, voi apăsa butonul OK. Apoi vom apăsa pe butonul Next. Aici acum dorim să se numească folderul care se va afla în butonul de Start. Eu voi lăsa această denumire, dar voi șterge 5.6. Voi da Next. Aici ne întreba dacă dorim să creăm o iconiță pe desktop și această căsuță Create Quick Launch Icon se va afla în butonul de Start. La noi această căsuță nu va fi bifată. Și dacă doriți să o veți putea bifa, eu voi apăsa pe butonul Next și Install. După ce s-a instalat, vom fi trimis și din nou pe pagina de unde l-am descărcat. Apoi ne-a apărut această casetă. Setup AOME Assistant Partition Standard 5.6. Aici avem două opțiuni. Run this program și Wear Partition Tutorials. Această căsuță este cea care ne dă informații despre acest program. Dacă doriți, o veți putea lăsa debifată. Eu voi debifa. Apoi puteți închide browserul. Apoi nouă ne-au apărut toate partițiile. Iar atunci când selectăm o partiție, ni se va face verde. Nu știu, selectăm, de exemplu, partiția aplicații, Restart Partition, și o putem mări, micșora, să o facem cât dorim. Și apoi îmi va rămâne un spațiu liber. Vom apăsa pe butonul OK. Această steluță este spațiu liber. Apoi vom selecta o altă partiție, Resize Partition, vom trage de aceste buline sau îi vom da în clip dreapta, Merge Partition. Și va această din vom selecta unde să se ducă spațiul acela din aplicații. În acel spațiu ne-a alocat și vom selecta o ieșire și vom apăsa pe butonul OK. Și a venit în această partiție. O putem iar micșora, remicșora, să o facem în toate felurile. Vă voi lăsa cum a fost și fac din nou această partiție cum cât era de mare. Așa. Apoi, pentru a se salva aceste proceduri, vom apăsa pe butonul de închidere. Și ne va apărea această casetă. Vom apăsa pe butonul Yes
Apoi că le deblochează aceste partiți pentru a le putea executa. Apoi vom lăsa această căsuță bifată, Create in Partition Before Execution, pentru un cazul în care a apărut o eroare, să fie această eroare reparată pentru ca sistemul de operare și partițiile să meargă corespunzător și vom apăsa pe butonul Proceed. Apoi dacă dorim să ne fie restartat calculatorul pentru a se face aceste proceduri. Nu vom apăsa pe butonul nou pentru că nu vreau să fac aceste proceduri. Și îl vom închide. Atât a fost pentru tutorialul de astăzi. Mi-a fost Sabin de la tutoriale InfoPCHQ. Vă mulțumesc!